Dan, Super Dan, c'è chance, Adi Popa, gol stava, 2-1 la generală între Steaua și Petrolul, după ce Super Dan a pâlpuit această minge în careu, Adi Popa, omul galeriei trimis în teren. A pâlpuit mingea, într-adevăr, Super Dan, dar prima parte a fazei i-a aparținut atacantului Stelei, a oprit balonul centrat de Gabi Iancu și Pop a venit dintr-o poziție aproape egală, identică cu aceea de acum vreo 2-3 minute. Iată stop bun al lui Ciucudean, una peste alta. După aceea s-a descurcat mai greu și este clar o greșeală de apărare a ploieștenilor. Popa i-a făcut cu același dribling, copiat parcă cu faza de acum 2 minute. Contează faptul că Steaua a marcat, este 1-0 pentru echipa lui Gâlcă, dar această semifinală este în continuare deschisă. Și l-a figurat, a dus la viitorul lui Hagi, reprezintă însă o soluție pentru viitor. 2-0! Iancu! Vorbeam de viitorul lui Hagi, de la cursa pe lângă Teixeira, făcută de Toșca, la această finalizare a marii speranțe, continuă să fie mare speranță, Gabi Iancu. Ca de obicei iese în prim plan cu ajutorul ghetelor, Iancu marchează pentru 2-0 în fața celor de la Petrolul. De la Drammen n-a mai reușit, tot la fel un lob și atunci, mai spectaculos. Între timp însă, Odegaard, cu care s-a întâlnit Iancu, joacă la Real Madrid. Iancu s-a trezit cu acest balon, cadou de la Sătli. Se întâmplă. S-a întâmplat și la golul lui Popa. Este dincolo de reușitele steliștilor. Nu putem să nu... Stelei. Fără să strălucească mai deloc, Steaua este o echipă disciplinată, care reușește o circulație mult mai bună ca Petrolul! Tănase! În sfârșit un exterior, demn de clasa lui, clasa remarcată de atâția oameni din fotbal. Tănase se împacă cu publicul stelist, oscilând între sculpatul cu fanii și filozofia de capitan plictisit de 3 titluri și 2 primăvere europene. Tănase a avut întotdeauna o clasă în plus față de mijlocașii Stelei, o promisiune mai mare decât împlinirile. De fiecare dată Tănase se împacă cu fanii cu golul de 3-0 în Steaua Petrolul, golul care o duce pe Steaua în a 31-a finală de Cupa României. Ce frumoasă finalizare a lui Tănase. Superb șut. Gol Steaua. Gol Tănase. Gol al capitanului Stelei. 3-2 în tur, în campionat pentru Steaua la Ploiești. 2-3. Nu-i stă bine contra Stelei. A fost super cupa aceea de acum 2 ani, pierdută de ploieșteni cu 3-0. Felipe Teixeira trimite în care o ocazie, gol! Gol pentru Petrolul, 3-1. Gol marcat de Ipsa. Și totuși Petrolul de astăzi este mai bună ca echipa ca de acum 2 ani, iar Steaua slăbită de zecile de milioane.